ungerea cu un de lemn este un așezământ. Un așezământ pe care Dumnezeu ne lasă prin Iacov, așa cum pentru vindecarea noastră sufletească avem parte de transformare prin cuvânt și Duhul Sfânt și pentru vindecarea noastră trupească avem parte de harul vindecării prin ungere cu un de lemn. Este un așezământ care trebuie precedat de mărturisire și de credință și atunci prin ungere cu un de lemn se produce vindecare. Dar încă o dată subliniez, e precedat de credință. Toate sunt cu putință celui ce crede. De credință putem face uz și personal, fără să apelăm la ungere. Dacă eu cred din toată inima și mă rog, toate sunt cu putință celui ce crede. Dumnezeu mă poate vindeca la o rugăciune simplă a mea. Vindecarea se poate produce și prin darul vindecărilor, când nu trebuie să cred eu. Când cel ce are darul crede și vine și spune exact ce spuneau apostolii când mergeau la templu. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și au fost situații când oamenii s-au ridicat și au umblat, pentru că acolo opera și lucra darul vindecării. Noi știm că și astăzi sunt evangheliști recunoscuți de talie mondială, oameni de care Dumnezeu se folosește și oameni în urma cărora, într-adevăr, s-au văzut semnele apostolilor, așa cum zice Biblia. Deci vindecările se produc și astăzi. Am subliniat și subliniez, eu personal am avut parte de vindecare. Aici, în biserica unde sunt păstor, am avut situații când Domnul a lucrat și frate au avut parte de vindecare. Vindecările au fost diferite, dar toate le face unul și același Duh.